Ai insetat? Bine, e furaj. Sfinxul? Hai cântă, mami. Da, fără un sfert. Hai, mami, mai cântă. Eva! Deci noi trebuie să ajungem undeva acolo sus, la Sfinx, cu Eva, care are 10 luni și e cărată în ham de tata, deci ea merge 4x4. Da. Și batem vântul. Da, ajungem noi. Mamă, ce mizerie! Na, a treia oară am venit anul acesta la Sfinx cu Eva. De trei ori, de fiecare dată când am venit, gunoaie. Am fost surprinsă când am văzut că, deși vin oameni din toate colțurile țării, chiar și din alte țări, am întâlnit ruși, am întâlnit englezi, francezi, olandezi, probabil vin și alte nații. Și americani. Da, și americani, era din aur un grup aici. Cei care ar trebui să se ocupe cu întreținerea locului, acestor monumente care sunt străbătute cu piciorul de atâtea persoane zilnic și tot anul, nu sunt în stare să placeze măcar un coș de gunoi unde să poată lumea să arunce resturile, menajere, ambalajele, sticlele. Nu că ar fi foarte civilizat. Avem babele în față. Oricum, ei aruncă și pe jos, dar totuși, o mare parte din ei ar putea fi civilizați. Dacă ar avea un coș de gunoi, o să arunce. Din spate. Deci acum ăsta e Sfinxul. Zi mai bine atunci. Mulțumim mult. Pa. Eva. Salut. Hai, pune mâna la Sfinx acolo. Pune mânuța. Hai, Eva, pune mânuța. Așa, bravo. Bravo, bravo. Pune mânuța. Așa, dă-i, 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 pam, 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 pam. Hai, pune. Pune, 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 pune. Hai. Hai. Bravo. Bravo. Așa, hai, dă-i, 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 dă-i.
Bravo, așa. Bravo, scumpă. Așa, mai vrei să pui mânuța? Da? Ia să vedem. Ia, hai pune mânuța. Hai, pam, 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 pam. Hai. Așa, bravo. 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 Așa, vrei la mine? Hai că te ia tata. Da. Păi salut lui bunica, minte. Hai, fii salut lui bunica. Salut! Salut bunica! Salut bunica! Și bunicul, hai. Bunicul. Deci măcar pe vremea comunismului nu vedeai așa ceva. Gunoaiele. Deci avem aici gunoaiele. La Sfinț, la Bucici, la... Iar alături sunt babele. Nu se mai văd babele că e întuneric, se vede puțin conturul, dar e foarte aproape. Care se...